presiune uria pe umerii Viorichii Dencil, în funcție de ofert vom organiza sau suspenda greva general. Sindical subliniere Team Sanitas se vor întâlni, mari, cu premierul Viorica Dencil, ministri muncii, sănătății de finanțe, pentru a analiza regulamentul de sporuri. În funcție de oferta guvernului, acetia vor decide dacă vor intra sau nu în grev general pe data de 11 mai. Atepme ca guvernul SG se a scos o luie pentru a stinge conflictul declarat de Federația Sanitas. Punct în funcție de ofert, va trebui să evalueze dacă se pot declana mecanismele de organizare sau suspendare a grevei generale, a declarat, pentru Mediafax, vicepreedintele Federației Sanitas, Mircea Ciocan. Ciocan susține că în cadrul întâlnirii cu oficialii vor discuta principalele probleme care ne mulumesc pe angajații din sistemul sanitar. Vom discuta despre acele trei revendicări ale Federației Sanitas pe care noi le-am formulat. Prima este legat de creșterea salarială pentru toți angajații din sistemul sanitar. Stoparea secederilor salariale care s-au produs până acum. A doua revendicare, cea mai importantă, este eliminarea plafonului de 30 la limita sporurilor. Punct a treia revendicare este legat de negocierea contractului colectiv de muncă, atât pe sectorul de sănătate, cât și pe cel de asistent social, a adăugat Mircea Ciocan. Aproximativ 10.000 de salariai din sănătate au protestat, săptămâna trecută, în fața guvernului, nemulumiți de reducerile salariale cauzate de plafonarea sporurilor, iar la începutul acestei săptămâni mai mulți angajați din spitalele din Ara au intrat în grev de avertisment. Potrivit calendarului propus de Sanitas, pe data de 11 mai, personalul din sănătate, sublinierei din asistent social, va intra în grev general, nemult cu micii fiind de secederea sporurilor. Sindical subliniere din sus și în ce sunt secederii salariale în domeniu cuprinse între 500 sublinierei 1100 de lei. Pe de altă parte, ministrul muncii, Ilia Olbua Vasilescu, a transmis, în contextul protestelor, ce nu s-a putut ajunge la o soluție cu sindicatele în ceea ce privește regulamentul de sporuri, iar dacă nu era asumat cel discutat, FRA anexa 10, nu se puteau peleti sporurile în aprilie.